mânca porc mai scump de sărbători. Deja producătorii încep să anunțe scumpirile care s-ar putea aplica chiar din această toamnă, iar pe măsură ce se apropie luna decembrie, prețurile vor mai crește. De vine sunt seceta și importurile. Are de câștigat cine își crește animale în propria gospodărie. Hai, mama, na, hai. Mâncați, mama, mâncați. Doamna Liliana crește în fiecare an porci în propria gospodărie. Spune că gustul cărnii de acasă nici nu se compară cu cel al mărfurilor din supermarket. Ați văzut că dacă iei un kil de carne din magazin și o pui la prăjit, rămâne 400 de grame. Mai mult apă. Una e carnea de porc crescută și alta ce cumperi din magazine. Din import, de unde vine. În plus, carnea din magazine e tot mai scumpă. Cu 10-15% a crescut prețul în ultimul an. Au fost mai mulți factori, cât inflația, seceta, toate au influențat prețul produselor la raft. Ceea ce comercializăm este carne de porc românească toată, fleica la 26 de lei kilogramul, cotletul la 25. Mușchiulețul de porc se vinde cu 46 de lei kilogramul, iar pulpa dezosată cu 24 de lei. Pe măsură ce se apropie iarna, prețurile vor mai crește. O creștere cu minim 10% va fi per kilogram de sortiment de carne de porc. Asta înseamnă câțiva lei în plus dați la fiecare kilogram. Cotletul undeva, nu știu, la 27-50-28 cu indulgență nu are cum să depășească mai mult. Ar deveni destul de scump și românul va renunța. Cauzele sunt mai multe. Prima ar fi seceta. Producțiile de cereale și mai ales de porumb au fost foarte, foarte mici spre zero. Avem o creștere cam de 5, între 5 și 10% a costului furajelor. Și importurile au crescut. Zootehnia a fost distrusă, ca și agricultura. Eu spun cu bună știință, în absența măsurilor care s-au lăsat așteptate și nu s-au luat la timp, pesta porcină africană, care a distrus peste 500.000 de capete și sute de ferme în această perioadă, absența măsurilor care nu s-au luat la timp și care au condus la extinderea pestei porcine în toată țara. Ajungem să aducem din afara țării peste 80% din carnea de porc pe care o consumăm, iar asta dictează prețul de la raft. Noi nu mai avem un control al prețului cărnii de porc. Mare dealer de carne de porc au învățat și dumnealor că românul mănâncă foarte multă carne de porc în perioada sărbătorilor. Știu că e o cerere mare și atunci cresc ușor prețurile. Numai în prima jumătate a acestui an am importat carne de porc de peste 500 de milioane de euro.